Da, Cristi. Aici la Bogdana? Da, la... Am mai fost la oameni ăștia? Da, la domnul Traian? Da. Așa e? Da. O muzucă de 3 ani. Să rămână. O muzucă de 3 ani. Așa. Acum face 3 ani, adică. Da. În toamnă, asta e tovnatică tare. Fii atent acolo. Vine și cu orfana. Fii atent acolo, piept. Da, e bună, mă. Stai și tu drept așa în față. Stai ei, să vrei, să vezi, mai mare ca noi, piept. Și cam ești ca tine. Da. Recunoști? Da, da. E lată, o mânză bună de tătune. Acum am venit cu ea un pic de la treabă. Aha, se vede că e transpirată. Mai lucră, ba la câmp, ba una altă. Bă. Întoarce așa un pic, o ține omul bine, să știi. Uai, uite, uite-te. Stai să vezi orfana de la mine, cu bara. Aia la spate. Muncită, poți să întorci că cu capul că înapoi încolo? Da, da, zi de zi. Atât? Atât? Dă-o în spate un pic. Cristi, te rog, dă-o în spate. Dă-o țurică un pic. Încă un pic. Încă o dată. Așa. Stai mai cu minte, mai mult. Dă-o cu picioarele din față mai sus aici, încoace. Doi pași în sus, te rog. Așa. Ca să se înțeleagă că nu e lăsată de față în jos. Nu, nu e lăsată, numai e terenul așa de... Da, de aia am și zis așa. Uh-huh. O ia apoi de la tine asta? Nu, aia la tine. Aia la alta. Uh-huh. Fii atent ce frumoasă, gât, da. Corp lung. Dar e pereche și la aia pe mea la murgă. Înaltă, frumoasă. Da, na, încă e mânză, că abia mângă o... Oameni gospodare. Ține cu capul sus, te rog. Poți să o duci încolo către ea. Tu o și vii cu, direct cu băiatul. Cristi place că e săba. Da? Săba. Da, nu. Nu se ba, dă-o frumos pe lângă gal. Asta e foame, mă, cu vin. Ia, e frământă. Că n-ai ce zic. Că așa ai zis. Orfana, băi. Eu nu-i zic, eu așa am zis de la început. Adela îi zici, așa-i? Adela îi zic. E un nume frumos, Adela. Dacă ai o fomânză, nu. Da. Nu ai grijă de foame. Dar pe avut ce grijă să ai. Aici, aici Adeluța. Cum zici că s-a agită, e pleona lângă alta? Nu s-a agită. Nu o să dau. Acolo să mai pun lângă. Auzi, tinere, ți-am uitat numele ție. Sorin. Sorin, dă un pic pe blonduța mai încolo, că atunci se poate duce. Hai, du-te acum frumos în jos tu. Dă-o, du-te în frumos. Ai un pic de apă. Ei, nu, du-te frumos, frumos. Du-te, du-te. Bun. A poți să le aduci un dolar. Dar nu sta în spate, Cristi, nu sta în spate. Așa. Domnul Traian, vă salutăm. Sănătate. Aici cu Sorin, cu Cristi. Cristi din Bodie au venit să-și vadă o mânză. Așa. Și soția dumneavoastră în spate, să rămână. Ce mai faceți? A făta amândouă de la Cristi din Bodie, de la hărmăsarii lui. Cristi. Asta e cu roșu și aia e cu blu, nu? Da. Așa, da. Aceea e cu ala roșu și asta e pe culori. Așa, foarte bine că ați dat pe culori. Deci care după culorile Sorin. Ai avut și o mânzută tot din blond după asta. Asta e cumpărată de la Cristi din Bogie. E blonda? E de la Hergelie, de la patronul din Bogie. Adela, îi zicem. E Adela, așa ai? Așa a rămas din când am luat-o. N-ai ce să mai ăsta. Cristi, ține murga cu capul sus, te rog, mai aici aproape. Asta e venită de la lucru. O să ai ștergă să le zice așa că s-a supărat, Cristi. Se poate supăra dacă ai o fomânză. Nu se supără nimeni. Trage-o mai în față. Nu mai, gata, e Adela și salut. Hai, Dani, hai. Așa. Aia orfană, așa. Sorin, de mult ești acasă? Vreau. Cum e acasă? Rău. De ce, mă? Că nu avem gagici aici. No, cum nu aveți gagici, mă? Și de unde gagici? În Germania sunt au, dar... Ce-i venit așa? Că merg înapoi, așa e tu. Salutăm pe domnul Cristi că a venit la noi, să-i dea Dumnezeu hai, sănătate. Hai, așa. Că a venit pe la noi. Să poată să-ți legați. Vinul a văzut de mâini, o fător de dumneavoastră. Creată din caii mei și din mine. Domnul Traian, cum îl vedeți pe Cristi aici la dumneavoastră pe sălaj? O șmecher de șmecher de biștița. Are bani numai să facă mâini. Sunt dintre ei care nu-i dau nici banii pentru munte. Cum a zis? Sunt dintre ei care nu-i plătesc nici la munte, la hărmăsar, săracul ia așteaptă, vrea să se facă caii din
de la el, din garmăsare lui. Și mulți sunt dintre ei care nu plătesc. Nu plătesc și are datorie mai mult de primit. Are datorie bugătă, săracul și el. Cât ai? Ai peste 5.000 de euro de primit, așa ai? Are bani de scris. Ah. Dar nu ești năcășit, așa ai? Nu e că mai sunt care au de dat așa bani. Bucuros îi cred că când aude că are mânz frumos. Au făcut niște mânz în primăvara asta de la Hârmăsara, la Blom, ce nu este pe tot ce are frate meu Costica o mânză foarte frumos. Și aici pe Floroia mai sunt mânz din Hârmăsari lui. E un băiat foarte. Cristi, întoarce-o înapoi, te rog. Știi ce am făcut cu cam? Cristi, întoarce-o. Cristi, întoarce-o, nu lăsa să mânce un pic. Și am scuturat mere și s-o băga cu cam. Cristi, săracul, se comportă bine. Ține cai. Atâta să mânce. Să se facă, cai frumos din... Îi face. Îi face gaz de pe băieți pe aici. Îi face, Cristi. A? Îi face, Cristi. Dai de Dumnezeu pe altă parte la Cristi. Îi dă, să ai? Îi dă. Hai, dar măcar la o masă îl scoate, e pe Cristi. Poftim? Nu știu care. Nu, cu domn Traian vorbesc eu. Dă-o mai aproape aici. Cred că după ce au mânz de la ea, trebuie să fac mânioși. După ce ai supărat. Supărat? Da. Am înțeles. Da, el săracul nu-i supărat. E un băiat, te poți înțelege. Noi ne aflăm foarte bine. Foarte bine. Foarte bine ne aflăm. E și huruclit pe toate județele astea. Când întrebi Cristi din Bodie, îl știu. Zice moldoveanul ăla, zice, e zăcala. Cristi din Bodie. Îl știi toate județele astea. A, da, păi Cristi, nu are... domnul Traian, Cristi nu pătrăze județele, el e pe țară recunoscut, da. Ca printre cei mai tari, da. Nu? Da, no, iar el, hai să muști, ia. O, dragă. Cu bani, nu spăi și să țin hărmăsare cu cheltuială și am oare, câți ai, 3 ori 4? 3 hărmăsari, dar hărmăsari frumos. A? Are hărmăsari frumos. Are. Asta e cumpărată de la Cristi din Bodie. Aha. Mami nu mi-are după județul nou. Asta a fost descută de el de aici. Blonda. Blonda e cumpărată de la el. Din caii lui, de la el. Și mama și tata. Doamne, nu dă de Cristi la el s-a născut. Vă străini ascultă ce spun, că nu dă de la nimeni. Nu de așa. Știi că noi cotăm de cap. Și așa că ne-a venit. Păi, v-ați înțeles cu el, așa i-a zis, dacă o vinde să vă contacteze. Da, mă, dacă o vinde, eu îmi dau înapoi lui. Cine, dacă a fi să o dăm? Da, nu da lui. Dar până mai avea vreo 6-7 mânzuțe. Are mânz frumos. Îți vedea aici pe zonii, dacă mergeți la romnii noștri aici pe vale, are mânz frumos de la Hârmăsar. Blondo a făcut niște mânz. Și majoritatea mânză. Am trebuit să o majoritatea mânză. Da. Foarte. N-am avut timp de, dar mâinii ori pui mâinii. Am o care au rămas datori și Traian au rămas un tic să facă bine, să dai bani la cine? Cine? Eu trebuie să-i dai eu și eu trebuie să dau pe mâinii. Nu, păi faceți cumva să-i dați că... Trebuie să dăm banii la... E greu. Dacă mai sunteți... Auziți? Să strângeți banii, să dați la un bani. Faceți corect. E, să faceți cumva că... La hirii, bine. Eu tot... E, dar eu tot piuit asta la mașină la Cristi și mi-a zis Cristi, bă, trebuie să primești și o bani să mai alimentez. A, te dau, tot îi dau om. Că dau, că de la anul nu-i mai dă drumul la Hârmăsar. Dar nu-i vorba de asta, și e vorba? Și el nu are bani, cred că are... Domnul Traian. Domnul Traian. E vorba normal, că... Normal, la ce ar trebui să-l ajute un pic statul ăsta. Statul ar trebui să-l ajute la Hârmăsar, ăștia de ardon pe desfință. Domnul Traian, inițial, dacă ai un pic de datorie, trebuie să o tot dai. Că nu merge că... Dar nu zic de dumneavoastră, zic așa în general, bă, dacă te ții bărbat, înainte să iei bani, ține-te și după ce ți-o dat. Banii trebuie plătit la om, oricine ar fi. Da. La toamnă? Nu, no, nu-i rău. Bine, și atunci. Da. Am vrut să primești cu asta, să mai margă și cu no. Sorin, când te duci în Germania? La primăvară. Hău! Nu ți-e dor? Nu mai duc, eu am asta rău și am o foloată de la căruța. Am o mola mare și n-am cine încotat de ea, de-a la mine. De băiețel? La Sorin ăsta care îl vede, asta e de la Hild, i-a încotat orice cildană, că lui-s dragi asta de la Hild. Ca nu în filmările astea le cam văd, dar nu mai vreau. Asta e de la Field, pe locale. Fetele de la Field? Da. Dar nu mai vreau de la Field. Care faza? De ce nu de la Field? E renumită pe la Field. Ce zice Cristi? E, dar de ce? Sunt frumoase fetele acolo. Da, și de treabă. Nu, aia tu știi. Dar orice ceri, ce ai tu? E, dacă ceri un kill de mere, dă? Mai uite un kill de mere, zici de... Ce tu? Așa. Dumneavoastră ce mai ziceți, domnul Cristi? Dar ce să zic, uitați, am venit un pic să îl vedem pe Cristi. Și să vă vedem pe dumneavoastră și... Iau pe aia blondă, așa. E gestou. Nu, gestou că dă... Nu, dacă te-ai dat multă. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. A
asta ai mai spucat un pic. Asta a venit de la căruță, de aceea e și udă mânza. O, dragă, da. Asta nu are numai 3 ani, asta nu face în toamnă 3 ani, asta. Așa. Și aceea de la Cristi face 4. Deci Adela, cu 4, okay. Adela are 4 și... Asta nu are numai 3 ani. Pasta murgă, cum o cheamă? Domn Traian, cum o cheamă pasta murgă? Pe care? Pe murgă. Asta e zână. Zână. Aceea de la Cristi e orfană. Aia de sus se schimba. Orfană, ai zice mai la ce. Așa e că așa zice așa. Nu mai ziceți Adela, mă. Acum tătătăță sau tăți stresați. Eu când m-am dus atunci și am prins la ștrafă. E așa zice Cristi. Noi zicem Adela, dar Cristi zice orfană la ea. Păi dacă tu când m-am băgat în graj, asta e mânza lui Adela. Asta nu e vânzare. O, dragă, o mușcă. Ai bună. Încă mai mere un pic de carne pe. Mai mere? Mai! E cam grasă blonda, da, nu? Da, mai trebuie carne pe. Mai de pasaj de mălai, așa e tu. Nu. Da, nu. Nu, nu mălaiu, nu e bun mălaiu. Ai observat ce seamnă are de tras mânza, asta e chici. Și cum urcă, să spune aici. Stai așa, arată Cristi, Cristi. Ia un burticuș. Aici. Ia, aici urcă în sus, încă două aici. Ia aici pe gât. Da, asta mă, da... Cherecheșul din Zălau pe iepile astea, am primit 8.000 de euro pe ele pe amândouă. Când? Fatu! Nu-i de lume. Care? Asta Nelu? Asta mă sună oamenii pe blonda. Bă, dai blonda, nu dau. Dai blonda, nu dau. Și le-am zis când am pus pozele, nu-i de vânzare. Dar ce sună, am bajat. Am vrem să le ținem pentru muntă. Dar eu mă aveai noroc să prindem mânzi de la ele. Da. Mai trebuie să le pregătiți în primăvară de vătare, să știți. Da. Da, noi întotdeauna am avut de cai. Da, tata de un avut mult, sunt întotdeauna, da, te duci la el. Asta e țigana asta, mă numai tine. Asta te duc cu el, nu. Hai. Hai, să mergem că e târziu. Da, ce urmează înapoi? Puteți să le duceți frumos încolo și tot mergem. Pleji. Eu pe asta. Stai blând. Asta face crăsătul rozale, doctor. Du-te! Mortală! Da, lasă-o pe aceea și tu pe asta, tu pleci. Dar nu măr și sprunci. Măr, traște Cosmina și de acolo, da. Cosmina e pe Ștefi și du-o în casă. Dă-i drumul, de la aceea, ca aceea nu se lasă. Aceea de pe asta nu se lasă. La tine la bodie. Nu, cred. Facem pariu că vine. Am mai de una, spune-mi aproape. Dacă-i dau drumul amul și nu-i aceea rău și vin acasă. Aceea merg la bodie, unde e acasă. Mere, mă, dacă spui că merg. Așa ceva eu fac cu minge, n-am văzut. Și, nu știu, e rău la altfel, abia am prins-o după drum. Vine apa de la Cioroși și îi așteaptă și stă cu gura. Mă, du-o Cosmină pe fată în casă. No, du copila în casă, repede. După Cosmină, pe Ștefi în casă. No, îi dați drumul la una sau ce faceți? Ține de aceea, mă. Hai, na, pe asta du-o. Nu e aia, du-o. Ne duc eu, dacă nu strare pe cine strâng. Na, hai, na, după asta, știi că-i până la bătrânul la tavă, la primea și de-a fără de drum. Ne, 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 ne. Dar nu mă vândă, mă, săracă, că doar e cam cu ei de la joc. Ce zici? Am creat ceva fain, ori? Frumoase. Nu e așa fără ce Cristi, că nu-i făcută din cai mie. Și masa și tază. Unii mai găsești de aia. Încolo le duci în jos? Le duce. Da, avem acolo, e mai așa acolo, le dăm drumul. Așa. Nu, că nu le lăsăm afară, că-i bai cu inspectorii. Ne avem vizită pentru inspectorii. Da. Bun. Ne caută inspectorii și vin copia și caută. Domn Traian. Vă dorim multă sănătate, viață bună. Să vă dăie sănătate și să mai veniți pe la noi. Da. V-am pupat, ne punem în mișcare. Că faceți filmări la caia ăștia și mai ne vă domnul. Cred că am puțin eu rămas caia aici la noi pe zone. Nu cred că sunt numai doi cai la român, numai la noi la Rom. Am înțeles. Și caii scam, păsachile astea scam lăsați. No, vă salutăm. Să vă dăie Dumnezeu sănătate și să mai veniți pe la noi. Vreau că la primăvară când o făta. Sorin. Să fie și suzran. Serios. Rar.